Vâjăind ca vijelia și ca plesnetul de ploaie, nu mai e un vers de scos pere albi la bac, ci potopul de-l trăim zilnic. Iunie 2020 e luna furtunilor, a codurilor roșii și a unor noi recorduri istorice. În București cad ploi care se văd odată la 20 de ani, iar în țară viiturile au depășit și cele mai înalte garduri. Și pare că nu se mai termină. Până miercuri e cod roșu de inundații pe 8 râuri. Stai acolo, stai acolo, unde ești? Nu mai iei apa, stai acolo! După două săptămâni de ploi torențiale, viiturile au lovit cu furie. În satul Gârceni, apa a fost cât gardul. Oamenii s-au urcat în pod de frică. O mașină a fost luată pe sus de torenți și aruncată sub o podișcă. O luat-o ușuriel așa, o venit și-o proptit în podul ăsta aici, cu roțile din spate și cu fața stătea, că era plină apa, deci ea nu s-o dusese sub pod. După ce s-o retras apa, atunci s-o dus, s-o băga sub pod. În județul Neamț au căzut aproape 70 de litri pe metru pătrat. Apa venită de pe versanță a umflat un pârâu. Orașul Piatra Neamț și mai multe localități au fost afectate de inundații. Pompierii au salvat o bătrână care era în pericol în propria ei casă. Mai mult de o palmă. Aici unde stăteam eu. Și peste tot nu puteai nici cu șism. Într-un hol, acolo intrați în camerele lapte, parchetul s-o împaște. În gura humorului, județul Suceava, o ploaie puternică a inundat totul. Oamenii dau vina pe canalele care n-au fost curățate. Vai, capul meu, pot prăpădă așa noapte. Tuni, pe pulgere, ploaie puternică. O fost plin, patru, un metru jumate. Era până sus aici. Mai avem acolo cartofi. Apa a spălat terasamentul căii ferate. Circulația trenurilor a fost întreruptă 4 ore. Sunt zeci de muncitori aici pe calea ferată dintre Gura Humorului și Câmpul Moldovenesc și încearcă să refacă terasamentul care a fost spălat în totalitate în anumite porțiuni de viitura puternică. A venit auto, un microbus plătit de regională și l-au dus până la Vatra Dornă. Așteptam până de drum, până repară aici. Terasamentul, l-a de sub linie ferată, cu tot, cu piatră, tot, plutește linia. În cartierele din nordul Bucureștiului s-au strâns chiar și 86 de litri de apă pe metru pătrat. În două ore a căzut 60% din cantitatea de ploaie normală pentru luna iunie. De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta, spun cei de la Apanova, iar după amiază, capitala a fost din nou sub cod portocaliu de furtună. Așa arată în acest moment strada principală în Balotești, nordul capitalei, o porțiune de aproximativ 100-150 de metri care a fost acoperită de apă complet în doar câteva minute. În Galați a apărut o pâlnie din nori. Până mâine este cod portocaliu de ploi în 27 de județe din jumătatea de nord a țării și cod galben în 11 județe din sud plus capitala. Hidrologii au emis și ei avertizări de cod roșu pentru 8 râuri. Mai este o singură săptămână din luna iunie și până acum în multe zone din țară a plouat de 2 sau chiar de 3 ori mai mult decât ar fi fost normal, în condițiile în care luna iunie este cea mai ploioasă lună din an. Mai mult decât atât, în multe zone, cantități de apă de peste 80 de litri pe metru pătrat s-au acumulat în doar câteva ore și asta a dus la inundații locale. Ploile vor continua până la finalul săptămânii, apoi vor reveni la începutul lunii iulie și furtunile de vară vor apărea mai ales la prânz. Uniforma în casă.